Cele 14 echipaje înscrise în concurs au trecut proba de foc sâmbătă. Fiecare concurent a încercat să impresioneze juriul cu proiectul său. Generații întregi nu au știut să mențină echilibrul în natură, iar astăzi auzim strigătul disperat al pământului ce ne cere ajutorul. Am utilizat la maxim resursele terei, ce se regenerează mult prea greu. Dacă am ști într-adevăr cum să folosim resursele alternative de energie, nu ar mai fi nevoie să ne rănim cea de-a doua mamă, pământul. O lume care nu se strângească să nu mai intervină agresiv în dezvoltarea și evoluția spațiului în care locuiește. Una dintre formele de exprimare pro-spațiu verde și pro-nepoluare este, cel puțin în statele civilizate, casa ecologică, o casă a viitorului. Noi am încercat să facem o bandă desenată care să promoveze ecologia și despre un băiat și un robot care îl creează din deșeuri. Și cred că ne-a ieșit să creăm așa ceva. Ai emoții? Mari, destul de mari, că sunt și copii mult mai mari decât noi. Ne-am pregătit din greu de foarte mult timp, de aproximativ 3 săptămâni. Am derulat un proiect care se intitulează Timpul pentru Ecoatitudine la nivelul comunității noastre, iar noi am vrut să popularizăm această idee de a recicla și de a proteja mediul. Concurenții au înțeles cât de importantă este economia verde și totodată protejarea mediului înconjurător. Care este scopul acestui concurs? Ce te învață el? Să promovăm ecologia, să fim eco, să reciclăm. De ce crezi că e important să promovăm ecologia? Mediul. Deoarece încălzirea globală este din ce în ce mai mare și la un moment dat vara va deveni iarnă și iarna va deveni vară. De ce crezi tu că e important să protejăm mediul? Deoarece trebuie să trăim într-o lume mai curată, mai frumoasă și mai bună. De ce crezi tu că e important să protejăm mediul? Pentru viitorul nostru și generațiile viitoare și pentru nu a polua în continuare. Concursul de anul acesta a fost câștigat de elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu din București. Pe locul 2 s-au clasat cei de la Clubul Copiilor din Râșnov, Zărnești, iar locul 3 le-a revenit celor de la Palatul Copiilor din Craiova. Premiile au constat în trofee și diplome.